După modificările făcute de guvern la codul fiscal de la începutul lunii viitoare, impozitul pentru veniturile din surse neidentificate va crește la 70%. E vorba despre bani a căror proveniență nu poate fi justificată cu acte. Fiscul va face o analiză de risc a contribuabililor. În cazul în care achizițiile și cheltuielile făcute sunt mult mai mari decât veniturile declarate oficial, va face verificări. Dacă sursa anumitor sume nu poate fi demonstrată, inspectorul va aplica impozit de 70%. Măsura va intra în vigoare de la 1 iulie. Dacă o persoană împrumută 20.000 de euro de la un prieten, iar în timpul unui control al fiscului nu poate justifica prin acte împrumutul, inspectorii de la ANAF pot considera că suma de bani are o sursă neidentificabilă. În această situație poate fi aplicat un impozit pe venit de 70%. Nu același lucru se întâmplă cu banii din darul de nuntă sau botez. Aceștia nu trebuie declarați și, prin urmare, nu se impozitează, a precizat ANAF, iar opinia publică a răsuflat ușurată. Este practic un cadou oferit mirilor. N-are nicio legătură cu taxarea. Ar fi o prostie. Atunci când mergeți la nuntă și dați darul, dați pentru tineri, nu? Pentru tineri, că și ei la rândul lor vin la noi. Și impozitul, taxa, ar fi... Nu e normal. Ar fi, să zicem, o soluție, cred că, dintre cele mai proaste pe care le-ar putea promova Ministerul Finanțelor, să ne concentrăm eforturile încât să aducem mai mult bani la buget din activități de îmbunătățire a colectării taxelor mai serioase. Analiștii economici consideră că există riscul ca persoanele care vor să fraudeze statul să treacă în categoria câștigurilor de la nunți sau botezuri și sume obținute ilegal. Ce ne spune de fapt ANAF? Că dacă sunt daruri de la nuntă sau de la botez sau de la cumetrit, nu vor fi impozitate cu 70% dacă nu îți plătești taxele. Ei, asta lasă loc unor speculații. E posibil ca mulți dintre cei care au în momentul de față averi nedeclarate, care au venituri nedeclarate sau vor face venituri nedeclarate, să le declare ca fiind fructul unei nunți. Acolo pur și simplu vorbim de bani. Nu e nimic penal în prevederea din codul fiscal cu impostarea cu 70%. Nici o sancțiune penală. Și vedeți că, până la urmă, trebuie un pic de coerență. Că și acolo legislația este foarte strâmbă, încă din 2011. În 2018, ANAF a transmis mirilor solicitări prin care a încercat să afle ce sume au plătit, însă nu pentru a taxa darul, ci pentru a se asigura că persoanele sau firmele care au prestat servicii în cadrul evenimentului și-au achitat impozitele.